Este ora 20, bună seara, bun găsit, urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta cu Lucia Gregoar și vom afla de ce a renunțat la afacerile din metalurgie pentru industria frumuseții. Dar până la discuția cu invitata mea, vă prezint agenda de business. A7 TV este partener media pentru evenimentul Legea Timpului. Vorbim despre un atelier practic de organizare și eficientizare a orelor din viața noastră profesională. Evenimentul va avea loc pe data de 9 februarie în cadrul hotelului Marriott din capitală. Seminarul se adresează managerilor și antreprenorilor, dar și persoanelor care își doresc o mai bună gestiune a managementului organizațional. Și tot hotelul Marriott va găzdui pe data de 14 februarie conferința dedicată brandului de angajator. Vorbim despre un eveniment care reunește o selecție de antreprenori de top, între care Dragoș Anastasiu, Cristina Bătlan sau Daniel Boaje. Conferința se află la cea de-a doua ediție și are drept subiect central retenția angajaților în companii. Continuăm tot cu un eveniment dedicat resurselor umane și vorbim despre HR Strategist. Acest eveniment va avea loc în 5 orașe, printre care și București, în perioada 20-21 februarie la hotelul Radisson Blu. HR Strategist își propune să implementeze cultura strategică din companii, dar și să redea modul în care este influențat rolul HR managerilor în era digitală. Agenda de business se încheie aici, dar în câteva clipe vă prezint un antreprenor atipic din industria frumuseții. Se zice că frumusețea se învață, dar vedem care sunt trucurile de frumusețe și care sunt elementele necesare unui business de succes în această industrie, alături de invitata mea, Lucia Gregoar. Bună seara, bine ai venit! Bună seara, Flori, bine te-am găsit! E adevărat, Lucia, frumusețea se învață? Păi nu știu, cred că se învață, dar cred că ne naștem și cu ceva în interiorul nostru. Frumusețea cred că o dobândim începând de la naștere și o dezvoltăm pe parcurs. Bineînțeles că e foarte important, sunt foarte importante și toate evenimentele care intervin pe parcursul vieții noastre, dar da, ca o concluzie aș zice că se și învață. La începutul emisiunii spuneam că în această seară prezint un antreprenor atipic. Chiar tu îmi spuneai acest lucru, că ești diferită de ceea ce înseamnă femeia de afaceri clasică sau, nu știu, un om de afaceri, în sens general. De ce? Pentru că profitul nu are întâietate pentru tine. Da, cred că de mică am trăit cu... De fapt, este un merit pe care îl datorez părinților mei, care mi-au insuflat întotdeauna dorința asta de a face ceea ce îmi place. Și făcând acest lucru, mi-au explicat întotdeauna că vin și recompensele materiale. Ele trebuie să fie o cauză automată al eforturilor și al dăruinței pe care o depui în ceea ce faci. Mă consider atipică pentru că, așa cum ai spus tu, profitul nu este obiectivul principal în acest business pe care îl fac. Și consider că el trebuie să vină ca o consecință firească a muncii pe care o depun și a dăruirii pe care o depun, pentru că până la urmă este ceva ce fac cu foarte multă pasiune și foarte multă dăruire și mult suflet. Da. Totul vine din interior. Lucia, mă întorc un pic la originea ta profesională și știu că la bază ești inginer, iar primul tău business a fost în industria metalurgiei. Cum așa? Da, a fost în industria metalurgiei. Și chiar a fost o perioadă foarte frumoasă a vieții mele. Timp de 15 ani am făcut mai mult o treabă de bărbați. După care mi-am schimbat puțin obiectivele, în sensul în care îmi doream o familie, iar businessul pe care îl făceam îmi cam ocupa 99% din timp. Și atunci mi-am luat 2 ani sabatici. Știi că de multe ori se spune înainte de a începe ceva o pauză fabulos, lungă e binevenită. Este foarte binevenită o pauză lungă. Și după care, dintr-o pură întâmplare, am intrat în industria de frumusețe, în industria beauty. Care să fie această întâmplare? O insistență a cuiva drag, a unui prieten și o insistență chiar pe termen lung până la te face să testeze aceste produse denumite anagen. Dar ajungem acolo. Spune-mi exact despre această întâmplare. Da, e foarte simpatică. La un moment dat, evident, fiind o femeie foarte activă, simțeam nevoia că trebuie să încep să fac ceva. Nu vreau să mă mai întorc la vechea meserie pentru că știam că atunci aș fi devenit din nou un sclav al propriei munci.
Dar îmi doream altceva, dar nu, habar nu aveam despre ce este vorba. Întâmplarea face, dar cum consider că nimic nu este întâmplător, cineva din familie mi-a povestit despre oportunitatea unei companii care dorea să intre pe piața din România. Evident că prima reacție a fost vehementă și negativă, pentru că era un salt enorm. De la fiare să trec la șampon și vopsele de păr și așa mai departe, era ceva, oricum nici nu aveam idee mare cu ce se mănâncă industria frumuseții. Dar, așa cum ai spus, după lungi insistențe, am zis, de ce nu? Poate fi o provocare, poate fi ceva nou și în altă ordine de idei... Și asul câștigător? Și asul câștigător, nu știu dacă m-am gândit la asul câștigător. În momentul ăsta da, dar atunci nu cred că m-am gândit la asul câștigător. M-am gândit mai mult ca ceva care să mă facă să-mi demonstrez mie că pot face un lucru diametral opus, pentru că aici chiar vorbim despre un lucru diametral opus. Cam asta a fost ideea. Și am zis, mă arunc în furtună, vedem ce se va întâmpla. Dialogul cu tine, Lucia, mi-a atras atenția asupra faptului că, într-adevăr, marketingul în România promovează foarte multe produse la scară largă, sub toate formele, poate chiar agresiv, dar nu informează în totalitate. Da? Deci nu avem transparența asupra anumitor produse. Prin urmare, știu că produsele Anagen pe care le comercializezi și le distribui în România sunt niște produse transparente de la A la Z, efectiv fizic, da? Prin culoare, non-culoare de fapt, și prin ingrediente, adică aceste produse prezintă la vedere ceea ce conțin. Spune-mi tu despre ceva. Da, ce exact. Da, într-adevăr, eu am fost întotdeauna atrasă de tot ce este natural, de tot ce este transparent și nu am rezonat niciodată, cum spuneai și tu, de industria asta de marketing extraordinar de agresivă, care nu pune accent pe ceea ce consumă utilizatorul, creează niște vise frumoase care la un moment dat evident se adeveresc ca nu fi ceea ce spun că sunt. Tocmai în această idee, eu dorindu-mi foarte mult ideea asta de natural, de unicitate, am fost binecuvântată, că eu de fapt așa spun, am fost binecuvântată să întâlnesc acest brand. L-ai testat pe părul tău, efectiv? L-am testat pe părul meu, efectiv. L-am testat pe mine timp de 4 ani de zile, până și pe prieteni în jurul meu, până să decid, într-adevăr, să-l promovez și să-l scot pe piață. Am văzut, într-adevăr, că tot ceea ce spune este adevărat și asta m-a făcut să îl iubesc din ce în ce mai mult și, de fapt, să mă identific puțin cu el, pentru că eu cred că acum eu și produsul suntem una și același lucru. Nu știu, pare ciudat să auzi, cred că, lucrul ăsta, dar, efectiv, mă identific cu el, adică rezonez din toate punctele de vedere cu el și ce mă încântă foarte mult este că am descoperit că, într-adevăr, există și altceva pe piața asta de frumusețe. Și apoi nu e un brand foarte cunoscut sau foarte popular, da, nu, la nivel nu general? Este, nu este un brand cunoscut absolut deloc, pentru că fondatorul brandului Villa Borghini, că de fapt brandul așa se numește, este un italian, Bruno Angilella, este un chimist care acum 40 de ani a hotărât că vrea să producă ceva sănătos care poate fi folosit de absolut oricine în maximă siguranță. Și s-a pus pe studiu, a identificat nevoile pieții, iar una dintre nevoile cele mai mari pe care le-a identificat, imaginează-ți, de acum 40 de ani, a fost că faptul că cel mai mare flagel în ziua de astăzi este căderea părului, dacă ne raportăm la frumusețe. Căderea părului, de ce? Atât pentru în rândul femeilor, cât și în rândul exact, bărbaților. Exact, atât în rândul femeilor și nu este vorba despre de sex. De ce este un mare flagel? Pentru că știm bine, părul nu degeaba este numit podoaba capilară, pentru că este o podoabă. Este chiar o podoabă, într-adevăr, iar în momentul în care această podoabă dispare sau se reduce semnificativ, creează foarte multe traume, neîncrederea de sine, nu ne mai place când ne privim în oglindă. Deci este chiar, într-adevăr, o reală problemă. Bineînțeles că în ziua de astăzi s-au inventat foarte multe subterfugii pentru a compensa această lipsă de păr, dar există extensii pentru femei, mai ales, bine, și pentru bărbați, extensii, peruci și așa mai departe, dar nu toată lumea implantul de păr, exact, care este din ce în ce, dar este încă o tehnică
neaccesibilă tuturor. Adică vorbim totuși despre niște sume de bani de care nu toată lumea dispune. Și atunci există soluții mai puțin costisitoare, dar totuși incomode, neplăcute. Una este să avem părul nostru, pe care ni l-a lăsat mama natură, și alta să fim dependenți în fiecare zi de diverse subterfugii. Uh-huh. Da, într-adevăr. Anagen este și numele unei faze, poate prima fază, da? Aceea de creștere a părului. Dezvoltă mai mult pentru că Anagen Plus. Și mă gândesc că acest plus vine de la a lungi perioada în care anagenul, da, probabil își face simțită așa prezența este la nivelul scalpului. Cele trei faze ale părului sunt anagen, care durează în general între 2 și 7 ani de zile. După aia o să-ți povestesc ceva foarte drăguț, pentru că nu multă lume știe lucrul ăsta. Apoi este faza catagen, este faza de stagnare, care durează 3 săptămâni. Și după aceea faza de cădere, telogen, care durează 3 luni de zile. De la un individ la altul, perioada de creștere a părului, perioada anagen, variază între 2 și 7 ani de zile. Cred că ți s-a întâmplat și ție de multe ori să întâlnești persoane, mai ales femei, că la femeia asta este marea problemă, nu reușesc să am părul mai lung de umeri, orice aș face, chiar dacă nu-l tund ani de zile, este lungimea maximă pe care perioada ei anagen i-o permite. O femeie are o creștere a părului în general de 1,5 cm pe lună. Asta înseamnă maxim 18 cm pe an. Dacă avem o fază anagen de 2 ani de zile, orice am face, părul nostru nu poate depăși 36 de cm. Asta în cazurile cele mai bune, în care avem o lungime de creștere de 1,5 cm. Că dacă ne crește 1 cm, ia că nu reușim să depășim 24 de cm în 2 ani de zile. Sigur. De asta unele femei au părul mai scurt și nu reușesc să și-l lungească mai mult, pentru că aia este faza lor. Nu se poate face... Influențează cumva și lungimea acestui păr, dacă vrei, tăierea lui? Adică ne tunde mai des, nu, cu atât crește. Există mai des? Există niște mituri foarte greșite, dintre care două, cu unul m-am confruntat și eu când eram mică. Din moși și strămoși se creșterea spune că dacă tundem părul la zero, o să-l îndesim, o să crească mai mult, mai sănătos... Nu are absolut nicio legătură. Oamenii trebuie să înțeleagă odată pentru totdeauna că tot ce are legătură cu părul are legătură cu bulbul pilifer, care se află în interiorul epidermei noastre. Deci nu are loc la suprafață. Părul nostru, cel pe care îl vedem, este deja mort. Înseamnă celule de cheratină moarte. Și al doilea mit, că dacă ne tundem vârfurile în mod constant, doamnelor și domnilor, nu are nicio legătură creșterea părului cu tunsul vârfurilor. De nicio culoare, este din punct de vedere recomandat, din punct de vedere estetic, să ne tundem în mod regulat puțin vârfurile, deoarece datorită agresiunilor, factorilor externi și așa mai departe, părul se poate înspica, poate avea aspectul de explodat și atunci pentru un aspect mai îngrijit al nostru este recomandat să ne tundem vârfurile, exact, dar nu are absolut nicio legătură cu creșterea părului. Despre sănătatea părului vreau să vorbim în continuare și sigur despre această industrie a frumuseții în care integrăm, bineînțeles, podoaba capilară, da? Exact. Să-mi spui, te rog, dacă în acest proces de sănătate al părului includem un tratament de păr pe lângă șamponul obișnuit. Tratamentul anagen, se numește Anagen Plus, da, este de fapt un ritual, îmi place să-i spun. Este un ritual care include o spălarea pe cap și aplicarea unei soluții. Este un kit care este valabil pentru 30 de zile. În momentul în care începem să-l facem acest tratament, este păcat, chiar trebuie să ne ținem de el. De ce? Spălarea se efectuează de două ori pe săptămână, iar soluția se aplică zilnic pe scalp. Cred că ar fi indicat să povestim puțin telespectatorilor ce înseamnă acest tratament, ca să înțeleagă. Este un tratament care vine în sprijinul tuturor tipurilor de păr? Da, este un tratament care este destinat absolut oricărei persoane de sex feminin, masculin, cu orice fel de probleme. Și ca să poată telespectatorii să înțeleagă mai bine lucrul ăsta, am să spun câteva cuvinte așa de introducere, să-și creeze o imagine. Tratamentul Anagen Plus este primul tratament din lume care a fost conceput... Nu este revoluționar ca toate celelalte. Nu. Revoluția asta, anagenul a făcut-o acum mulți ani, când încă nu se vorbea despre produse care ar fi revoluționare, nu. Și am să-ți și explic de ce cred că nu rezonez foarte mult cu acest revoluționar.
Deci, cum spuneam, tratamentul Anagen Plus este primul produs din lume care a fost conceput fără parfumuri, fără coloranți și fără agenți de îngroșare. Orice medic dermatolog, dacă veți vorbi cu el, vă va confirma faptul că parfumurile și coloranții sunt principalii factori alergeni și iritativi pentru pielea umană. Mai ales la persoanele care sunt foarte sensibile, acestea clar au probleme. Ulterior, evident, în urma multor cercetări s-a demonstrat faptul că parfumurile și coloranții sunt extraordinar de dăunătoare pentru scalpul nostru, pentru pielea noastră în general. Și iată de ce Anagenul a fost primul tratament revoluționar, primul tratament din lume, care a fost conceput fără aceste ingrediente. Eu știu că este foarte atrăgător, mai ales pentru femei, în momentul în care folosesc un produs care miroase frumos, are și o culoare îmbietoare, dar de multe ori nu ne gândim că efectele pe care le putem avea pe termen scurt sau și inclusiv pe termen lung pot fi destul de dezastruoase. În al doilea rând, Anagen Plus, așa cum îți spuneam, chimistul Bruno Angilel a vrut să creeze un produs care să fie sigur pentru absolut oricine îl folosește. A investit foarte mult în cercetare și foarte mult în certificare. Pentru că eu sunt convinsă că în ziua de astăzi consumatorul duce lipsă de informație foarte mult. Tratamentul Anagen Plus este certificat pentru maximă siguranță și eficiență. Obiectivul lui a fost ca acest produs să fie folosit în maximă siguranță pentru scalp și pentru sănătatea persoanei care îl folosește. Maximă siguranță și eficiență ce înseamnă? Înseamnă că nu ne este teamă să-l folosim pentru că nu avem nici cel mai mic risc de niciun fel în momentul utilizării lui. Adică dacă renunțăm la el după o anumită perioadă, se poate întâmpla să ne cadă părul sau să nu mai fie la fel de moale sau de fel de sănătos? Nu. Sau... Deviza Anagenului este acolo unde sănătatea întâlnește frumusețea. Deci nu doar că este un efect cosmetic, da? El are efect și de sănătate. El este, bine, el este utilitatea cu esteticul. Da, exact. El este un tratament care îl putem numi curativ din toate punctele de vedere. Bruno Angilela, chimistul care l-a creat, și Villa Borghini a primit faimosul premiu internațional pentru știință cu tema medicină. Deci gândiți-vă, este un brand cu un istoric foarte puternic. Este un brand cu un istoric foarte puternic și care și-a dedicat efectiv întreaga energie în crearea de produse care să fie de o siguranță maximă și să facă într-adevăr ceea ce spun că fac. Nu să creeze niște iluzii consumatorului pentru a fi înșelat. De multe ori vedem reclame cu un ingredient minune. Am să vă spun un pic cum funcționează lucrurile astea. În Europa, absolut orice companie cosmetică este obligată să folosească ingredientele care sunt specificate în codul INCI. Ce înseamnă acest cod INCI? Este nomenclatorul internațional pentru ingredientele care se folosesc în produsele cosmetice. Deci în momentul în care vedem o reclamă cu nu știu ce ingredient faimos, revoluționar, nu există de fapt lucrul ăsta. Dacă producătorul este obligat să folosească toate ingredientele din acel nomenclator, orice companie cosmetică are dreptul să-l folosească pe același ingredient. Secretul nu constă în ingredientul care se află în interior. Secretul constă în principiul activ, și asta multă lume nu știe, pentru că, de fapt, principiul activ dintr-un produs conferă efectul terapeutic produsului, nu ingredientul propriu-zis. Dacă noi folosim ingrediente care nu au principii active adecvate, atunci nu vom reuși să obținem rezultatul scontat. Și așa cum spuneam, este certificat pentru maximă siguranță și eficiență. Este singurul produs din lume care a trecut testul Repeated Insult Patch Test. Ce reprezintă? Pentru că sigur lumea se va întreba ce înseamnă testul acesta. Acesta este un test pe care dacă un produs îl trece, este considerat un produs de o eficiență, de o siguranță maximă, de o siguranță maximă pentru utilizator. Se ia o mică cantitate de produs, se aplică pe o zonă a corpului, se aplică un leucoplast deasupra, iar persoana care este sub test va rămâne 21 de zile cu acel produs. Se elimină leucoplastul,
lasă 7 zile liber ca să poată fi văzută, observată reacția pe care o are pielea, după care se reaplică din nou pentru încă 2 zile. Regenerarea celulară are loc la 28 de zile. Din cauza asta se mai pune pentru încă 2 zile, pentru a se vedea dacă după o regenerare celulară produsul încă nu creează daune. Deci face efectul. Da. Eu vă provoc să faceți teste cu orice aveți în baie. Eu te provoc baie. Și împreună cu telespectatorii vreau acum să urmărim un material despre Anagen Plus și vom vedea exact că de fapt și spălatul pe cap influențează foarte mult sănătatea părului. Urmărim materialul și ne întoarcem. După efectuarea periatului, părul se scurge de excesul de apă și se absorbe în mod delicat cu un prosop. După ce s-a efectuat această operație, vom lua soluția de Anagen. Soluția de Anagen este concepută pentru un tratament de 30 de zile, conține 150 de ml, câte 5 ml în fiecare zi. Există în dotare o pipetă care are 2,5 ml, deci este obligatoriu să folosim zilnic 5 ml de soluție, care se aplică în felul următor. Umplem prima pipetă, primii 2,5 ml, și aplicăm pe prima jumătate de scalp. Cea de-a doua pipetă o aplicăm pe cea de-a doua jumătate a scalpului, efectiv pe toate părțile. Se masează ușor, după care se lasă să acționeze 6 minute. După acțiunea celor 6 minute, putem să coafăm părul în ce mod dorim. Este foarte important de reținut că este obligatorie spălarea cu șamponul Anagen de 2 ori pe săptămână și folosirea soluției în fiecare zi din lună. Ideal este a se folosi seara, înainte de culcare, se aplică pe părul uscat, se lasă să acționeze la fel 6 minute, după care se poate usca în mod liber. Am revenit și în continuare stăm de vorbă cu Lucia Gregoar despre frumusețea părului și până la urmă frumusețea sufletului, pentru că da, mi-ai spus că tu în tot ceea ce faci pui suflet și asta se vede. Și mai mi-ai spus ceva, că de fapt crezi că menirea ta este să duci mai departe acest business și da, în România, în ciuda faptului că tu călătorești foarte mult în întreaga Europa. Am avut, într-adevăr, chiar mi-aduc aminte când m-ai întrebat de ce România. Nu știu, simt că am o misiune de îndeplinit încă în această țară. Nu neg că o iubesc, țin foarte mult la ea și îmi doresc foarte mult ca și românii să beneficieze de ce este mai bun pentru ei. Produs de calitate, în adevăratul, un produs de calitate în adevăratul sens al cuvântului, da, într-adevăr, pentru că mă doare sufletul de multe ori să văd că li se dau răspunsuri la probleme, într-adevăr, care sunt grave și aici vorbim despre o problemă gravă, căderea părului, la care li se spune, li se găsesc tot felul de argumente, sunt probleme numai din interior. Știi că în momentul în care nu avem soluție, trebuie să găsim ceva care nu poate fi controlabil. Ca să spunem, păi da, că n-ai făcut așa, din cauza asta găsim nu o cauză, găsim care o cauză pentru care efectul nu e cel scontat. Exact, exact, uh-huh. din motivul ăsta. Da, da, și îmi doresc să fac ceva și pentru că avem femei frumoase, bărbați frumoși, sunt oameni frumoși în țara asta. Nu este păcat să fie și mulțumiți, fericiți. Deci înțeleg aceste produse, Anagen Plus, da, șamponul plus soluția care se aplică cu pipeta, așa cum am văzut în materialul anterior, funcționează, da, pentru toate vârstele, da? Înțeleg, de la copii, da, bărbați, femei? Da, da. Anagenul funcționează absolut pentru oricine. Partea frumoasă este că nu are contraindicații absolut de nicio culoare și este, poate fi folosit în condiții de maximă siguranță, eficiență. Îl pot folosi și femeile însărcinate, femeile care alăptează. Să nu uităm, având în vedere că nu are, nu știu, aditivi, nu știu, parfumuri și anumite substanțe nocive. Nu are nocive. Absolut niciun fel de ingredient nociv. El este certificat și de laboratoarele elvețiene că nu conține formaldehidă, faimoasa formaldehidă cancerigenă, nocivă pentru sănătate. Este certificat și de către țările arabe că nu conține 1,4 dioxan. Este un ingredient extraordinar de periculos, care se găsește în majoritatea produselor cosmetice, dar din păcate el nu figurează pe lista de ingrediente. Da, pentru că nu știu dacă consumatorii știu că există un articol în legea europeană pentru produsele cosmetice care exonerează pe producătorii de produse cosmetice să nu menționeze absolut toate ingredientele care se folosesc într-un produs sub scuza secretului de fabricație. Da, este certificat că este ambalat cu sarcină bacterică zero,
Asta înseamnă că el nu conține niciun fel de bacterii, virus, mucegaiuri și așa mai departe în compoziție. Și cel mai important este unicul produs din lume certificat pentru alopecie androgenetică, care înseamnă calviția, cel mai mult răspândită la bărbați, dar în ultimii ani, chiar și la surprinzător, a început să apară și la femei. Alopecie androgenetică, dacă intrăm acum pe Google și căutăm, se spune că nu are remediu, nu se poate vindeca. Este o boală genetică. Care, să înțeleg, Ana Gen Plus, business-ul tău, dacă vrei, merge mână în mână cu tehnologia. Deci merge foarte bine cu zona de implant de păr, în sensul în care nu o să-ți crească păr acolo unde a căzut de la Ana Gen neapărat, dar măcar stopează căderea acestui păr și este un bun remediu de folosire de după operația de implant. Da, păi rolul acestui tratament este acela de a aduce toți nutrienții necesari bulbului, astfel încât el să se dezvolte și să funcționeze la parametrii optimi. Anagenul eu nu-l recomand numai persoanelor care au probleme cu căderea părului. Eu îl recomand inclusiv, mai ales femeilor, care au probleme cu lungimea firului de păr, pentru că Anagen prelungește perioada Anagen de creștere a părului. Cât timp ar trebui să folosim Anagen? Deci Anagen, pentru a vedea într-adevăr rezultatele, este recomandat a fi folosit minim 4 luni de zile. Pentru cei care suferă de alopecie androgenetică, eu aș recomanda 6 luni. Oricum, este un tratament pe care îl puteți folosi non-stop toată viața. El, așa cum am spus, el este recomandat și certificat pentru maximă siguranță. Nu se întâmplă absolut nimic. Un lucru fabulos pe care Vira Borghini l-a reușit cu acest tratament este faptul că a reușit să reunească în șampon tensioactivii anionici și cationici împreună, care în mod, din punct de vedere chimic, ei nu pot coexista. În toate șampoanele și detergenții de pe piață vom întâlni tensioactivii anionici, cei negativi, care au rolul de a rupe tensiunea superficială a apei, dar nu vreau să intru prea mult în termeni tehnici. În termeni tehnici, bineînțeles. Și au rolul de curățare. Au rolul de a curăța foarte bine. Iar în același șampon au reușit să aducă și tensioactivii cationici, care sunt tensioactivi pozitivi, care se regăsesc în toate balsamurile și măștile de păr. Ei au rolul de a conferi un efect mătăsos părului, luciu și ușor de descurcat. De aici și efectul de șampon plus balsam. Luci, exact. Am întors la profilul de antreprenor și musai, trebuie să înțeleg care sunt prețurile pentru aceste produse, pentru că după ce am văzut efectele minune, ca să nu zic revoluționare, în cazul altor produse, vreau să știu cât ne costă să folosim Anagen pentru într-adevăr avea grijă de sănătatea părului nostru. Un tratament Anagen pentru 30 de zile costă 450 de lei. Este un preț accesibil, are un raport calitate-preț fabulos, pentru că el chiar într-adevăr face ceea ce spune. Acum vreau să le spun telespectatorilor, domnii care deja au calviție accentuată, să nu se aștepte la miracole. Anagen revigorează și întărește firele de păr și bulbii care sunt în interior, care sunt încă existenți. Care sunt încă existenți sau care au intrat într-o stare de hibernare. Nu aduce nimic din ceea ce s-a pierdut. Din tot ce s-a pierdut, nu face miracole, ar fi absurd să spunem că face miracole, dar face miracole cu ceea ce există. Adică cu mijloacele de bord, el se descurcă foarte bine și, într-adevăr, întărind foarte mult și îngroșând diametrul firului de păr, va da și o senzație de abundență mai mare în scalpul nostru. Tot în zona de business rămân și vreau să știu care sunt modalitățile tale de promovare. Chiar dacă nu apelezi la tehnicile de marketing clasice, da? Cum faci tu ca Anagen să ajungă în întreaga Românie și de ce nu? Poate în întreaga lume, acolo unde italienii nu distribuie acest produs, prin ce intermediu și dacă în România sunt anumite clinici pe această zonă sau saloane, un grup de saloane care apelează la acest produs profesional? În primul rând, cel mai uzitat mijloc de promovare, cred că la toată lumea apelează la el, este mediul online. Evident, există site-ul, este primul loc în care noi îl promovăm, deoarece acolo avem și posibilitatea să scriem absolut orice despre absolut
ce înseamnă produsul ăsta, începând de la ingredientă, prezentarea lui. Da, pe site-ul Anagen există în detaliu lista cu toate ingredientele și cu descrierea fiecărui ingredient. Pentru că degeaba ne uităm, haideți să fim serioși, degeaba ne uităm pe o etichetă și vedem acolo o înșiruire de ingrediente, dacă nu știm care este rolul fiecărui ingredient, unde majoritatea sunt denumiri științifice, nu ne ajută cu nimic. Adică orică-l citim, orică-l nu-l citim, nu știu care ar fi beneficiul pe care să-l avem citindu-l. Ceea ce pot să spun despre Anagen vis-a-vis de ingrediente este că principiul activ este natural. Principiul activ pe baza căruia funcționează Anagenul este un principiu activ natural și în același timp Anagen punctează foarte mult pe ideea de a conferi satisfacție clientului. Niciodată, dacă vă uitați pe site, nu veți vedea imagini în care să vedem înainte și după. Nu există. Nu există așa ceva. Pentru că rezultatele se văd ceva mai greu decât în cazurile clasice. Dacă nu există cazuri clasice. Eu nu cred că există un produs în lumea aceasta care să se ocupe de căderea părului și în care să vadă imediat un pacient. Este timpul normal de creștere pe care trebuie să îl acordăm părului. Deci nu face modificări genetice. Nu. Luptă împotriva geneticii. Da, într-adevăr. Demonstrează dar că lent, alopecia. Da? Dar lent. Am spus că un fir de păr nu crește mai mult de un centimetru. La femei, un centimetru și jumătate pe lună. Deci, efectiv, trebuie să-i dăm timp. Ceea ce femeile în special vor vedea după ce încep tratamentul cu Anagen, după primele 15 de zile, vor constata că nu le mai cade părul așa cum le cădea. Deci ăsta este primul efect benefic. Un alt lucru pe care îl vor constata este că le crește mai repede părul. Asta mai ales cele care se vopsesc, pentru că vor vedea rădăcina cum le crește mult mai repede. Eu asta am constatat-o pe pielea mea și pe pielea câtorva prietene care au probat tratamentul, care l-au testat. Exact. Lucia, îmi dau seama că de fapt concurența ta nu vine din rândul distribuitorilor de șampoane și măști. Din contră, având în vedere că pe cale naturală aduci lungimea părului, o să intri în competiție cu magazinele de extensii și produse alternative pentru păr, nu? Pentru că, da, vă propuneți rezultate vizibile și nu mai suntem nevoiți eventual să apelăm la aceste trucuri artificiale. Nu, eu nu cred că... Noi nu suntem în concurență cu absolut nimeni, pentru că suntem pe o nișă unde nu există nimeni. Efectiv nici nu pot să spun că sunt în concurență cu ceva, pentru că ar fi ca și când am comparat mere cu pere. Nu avem cum să fim în concurență cu absolut nimeni, pentru că propunem ceva unic care nu are echivalent. De aceea spun, nu intru în competiție cu alți dar producători. Dar nu intru nici în competiție cu producători. Dar veniți cu o alternativă naturală și firească la nu mai folosi extensii, bretoane, nu știu. Da, dar nici măcar cu asta nu intrăm în concurență, nu vreau să se simtă nimeni lezat, pentru că extensiile au existat, dintotdeauna vor exista și asta pentru faptul că femeile întotdeauna își doresc o schimbare în plus, iar extensia trebuie să aibă pe ce să stea. Pentru că dacă noi avem foarte puține fire de păr în cap, din contră, cei care vând extensii ar trebui să mulțumească, pentru că extensiile au pe ce să fie fixate. Dacă o clientă nu are păr, nici nu are cum să-și mai pune extensii în cap, pentru că nu are de ce să le prindă. Deci, inclusiv celor care vând extensii de păr, le facem o favoare. Pentru că le conferim cliente cu un păr sănătos de care aceste extensii să se poată prinde. Și rezista pentru un efect spectaculos. Exact. Rămân în zona aceasta a provenienței brandului Villa Borghini și vreau să știu că acest brand, da, produce și alte tratamente pentru întregul corp. De la măști, da, loțiuni și așa mai departe. Da. Spune-mi, te rog, ce da, alte efecte inovative ne redă Villa Borghini? Chimistul Bruno Angilela a creat produse care să aibă grijă de noi, din creștetul capului până în vârful călcâielor. Și asta ce înseamnă? Nu sunt enorm de multe, este o gamă redusă de produse. Pe lângă tratamentul Anagen Plus, a creat gelul de duș, gelul de duș pentru copii. De asemenea, fără parfum, fără coloranți aditivi. Absolut toate produsele pe care le are Villa Borghini respectă acest slogan. Fără parfumuri, coloranți și adensanți, agenți de îngroșare. Apropo, vis-a-vis de agenții de îngroșare, de ce se folosesc în toate șampoanele agenți de îngroșare? Probabil din lipsa de consistență și pentru a mări are legătură cantitatea? Cu consistența, nu. Are legătură strict cu faptul de a ascunde ingredientele de
joasă calitate care se folosesc, pentru că altfel ar exista un efect de sedimentare pe fundul sticlelor și nimeni n-ar mai îndrăzni să folosească produsul respectiv. Așa, folosind agenți de îngroșare, reușim să camuflăm tot. Ai fost în fabrica în care se produc aceste șampoane și tratamente? Da, am fost până la ușă, pentru că nu am avut dreptul să intru. Nimeni nu are dreptul deci să intre. Deci fabrica este tot în Italia, înțeleg? Da, se află la Arezzo, în Italia. N-am avut dreptul, nimeni nu are dreptul să intre acolo, pentru că se lucrează în mediu steril. Iar rețeta de fabricație este atât de mult de strict păstrată, încât absolut nimeni nu are voie să intre acolo. Da, am fost, este fascinant, am văzut toată lumea din afară și am făcut inclusiv câteva zile de cursuri de dermatologie și am aflat niște lucruri fabuloase pe care nimeni nu le spune. Nu le spune nimeni pentru că nimeni nu are interesul să le spună, pentru că altfel consumatorul ar deschide ochii mult mai mult și ar fi mult mai atent atunci când cumpără. Și evident asta ar crea o mare problemă companiilor producătoare de produse cosmetice. Rămân în zona de business și vreau să întreb care sunt planurile tale pe termen lung și dacă a franciza, distribui mai departe Anagen Plus și în alte state, nu doar în România, se încadrează în planurile tale de viitor în zona de business. Da, evident. Strategia mea nu știu dacă este atât de mult pe termen lung, pentru că nu-mi place să-mi fac planuri pe foarte mulți ani înainte. Vreau să mă bucur de moment. Dar, să zicem, pe un termen scurt și mediu, este ca să ajung să fac acest produs cunoscut la un număr cât mai mare și sunt convinsă că cine are într-adevăr probleme și are nevoie va da de acest produs prin orice mijloc. Iar după aceea, strategia mea, da, este intenționez să mă extind în câteva țări cu care am colaborat. În Europa? Da, în primul rând în Europa, da, și prima destinație este Franța, pentru că eu rezonez mult cu această țară și, da, chiar acolo voi susține... La Nisa? Da, la Nisa, pe Coasta de Azur, am fost invitată să vorbesc... Prezinți anumite informații despre beneficiile Anagen? Exact, exact. Pentru publicul român din Franța sau pentru francezi, efectiv? Și pentru români și pentru francezi. Deci acesta este un prim pas în dezvoltarea brandului tău în Franța, mergi să prezinți beneficiile produsului, ca mai apoi să încerci să găsești, poate buyer, poate colaboratori. Exact, exact. Da, bineînțeles. Păi ideea este de a găsi distribuitori care să facă jobul ăsta de promovare și de distribuție, evident. Aș vrea să apelez puțin la sfaturile tale, pentru că da, expertiză în acest segment și vreau să întreb pe cale naturală, așa cum este și Anagen pentru șamponare și pentru soluția respectivă, ce ar trebui să folosim pentru a ne vopsi părul într-o modalitate cât mai corectă, cât mai la vedere, fără amoniac, fără anumite particularități care distrug în definitiv firul. Uite, vis-a-vis de vopsitul părului există tot așa foarte multe mituri, cum era vorba cu tăiatul vârfurilor. Cel mai sănătos vopsit, voi spune ceva, sunt convinsă că toată lumea îmi va sări în cap, dar îmi asum, vopsitul cel mai sănătos este prin intermediul vopselelor cu amoniac. Contează brandul? Nu. Orice... Absolut, orice brand este mai sănătos vopsitul cu amoniac. De ce? Amoniacul este agresiv din punct de vedere al mirosului, da? Îl simțim pe moment, dar el se evaporă imediat. Pe când în vopselele fără amoniac sunt folosite alți înlocuitori ai amoniacului, care de multe ori pot fi și sunt mult mai nocivi decât amoniacul. Dar ce recomand eu este folosirea unor protecții pentru scalp. Eu știu că în saloanele de înfrumusețare nu se folosesc foarte mult protecțiile pentru scalp. Villa Borghini a creat o protecție. Înțeleg că vorbim despre un balsam, o soluție care se aplică înainte de a se aplica vopseaua. Este o soluție, exact. Da? Care protejează. Exact, care protejează scalpul. Pentru că, uite, la și aici asta... intervine lipsa de informare, da, a publicului, pentru evident. Că mergi și pur și simplu îți pune vopseaua pe scalp fără și câte a-ți spune femei, exact câte femei care sunt beneficiile suferă, și riscurile. Nu suferă niște operațiuni. Chinuri cumplite, mai ales se duc să se decoloreze, plâng, au usturimi, după aceea câteva zile au scalpul iritat. E normal să ne usture scalpul de la vopsea? Da, depinde. Dacă suntem sensibili, poate să ne usture, fără niciun fel de dubiu. Dar tocmai din acest motiv este indicat să folosim o protecție pentru scalp. De exemplu, Villa Borghini a creat acest scalp defense, se numește.
chiar și numele spune totul. Ei recomandă, de exemplu, dacă începem tratamentul cu Anagen Plus, n-am spus un lucru, apropo că suntem în latura de frumusețe și de protecție, există acest Scalp Defense. Anagen Plus nu înlătură vopseaua artificială de pe păr, ceea ce toate celelalte tratamente împotriva căderii părului fac asta. Da, este știut că tratamentele împotriva părului gras și împotriva căderii părului cam scot vopseaua artificială din păr, ceea ce este un lucru neplăcut pentru orice femeie să apară cu diferențe de nuanță pe măsură ce folosește tratamentul respectiv. Un alt lucru foarte important, acest produs nu încarcă și nu îngrașă firul de păr, pentru că știu că foarte multe femei își pun această problemă. Nu vor să folosească, dacă aud, trebuie să folosesc o soluție în fiecare zi. Să nu se îngrașe. Acea pipetă este lungă, cum ați văzut și în material, și se aplică doar exclusiv pe scalp, nici măcar nu afectează coafiura. Bun, pentru a ne coafa părul, în continuare vreau să vorbim, ce se întâmplă? Folosim anumită protecție pentru căldură, pentru aparatele profesionale sau care sunt, dacă vrei, recomandările tale cât mai naturale pentru siguranța firului de păr? Evident, dacă folosim produse care nu conțin agenții de protecție împotriva căldurii, sigur, părul va avea foarte mult de suferit. Va începe să se degradeze. Ce înseamnă degradarea asta? Începe să se subțieze foarte mult, se arde, începe să se rupă. De-aia foarte multe femei nici nu mai ajung la un moment dat la o lungime care să le satisfacă, pentru că părul, prin pieptănat, prin utilizarea plăcii, se rupe de la vârf, treptat, până ajunge la partea sănătoasă. Și atunci, evident, da. Uite, apropo și de lucrul acesta, eu recomand, într-adevăr, o atenție deosebită atunci când ne alegem produsele pentru îngrijirea părului. Pentru că inclusiv din cauza acestor produse, noi putem să începem să avem probleme de cădere a părului. Nimeni nu spune care este cel mai mare organ al nostru, pielea. Dar noi nu avem grijă de acest organ. De fapt, cred că, întreaga noastră podoabă. Pielea ne povestește cam foarte multe despre noi în momentul în care suntem în societate și peste tot. Pielea înseamnă și scalpul, nu înseamnă, înseamnă numai și fața. Hidratare. Înseamnă oare și hidratarea, o bună hidratare influențează? Hidratarea și părului. Hrănirea sunt esențiale. Hrănirea este foarte importantă, pentru că pielea are nevoie de un grad optim de hidratare și hrănire. Dar un lucru foarte important pe care nu l-am abordat, mi-am adus aminte acum și cred că ar fi important de punctat, este faptul că pielea este protejată de un strat invizibil, cu ochiul liber, se numește filmul hidrolipidic. Filmul hidrolipidic este platoșa noastră de protecție în fața tot ce înseamnă agenți externi agresivi și de orice natură, condiții meteo și așa mai departe. Noi, dacă folosim produse agresive, automat distrugem acest film hidrolipidic, platoșa noastră de protecție. Atunci ce se întâmplă? Pielea devine vulnerabilă și atunci de asta începem să avem iritații, alergii, usturimi și așa mai departe. Deci sfatul meu este că trebuie să avem într-adevăr grijă foarte mare de această platoșă. Și de întregul corp. Tot în zona aceasta de cercetare cât privește sănătatea părului, știu că există scannerul pentru scalp. Ne ajută să detectăm exact ce tip de păr avem dincolo de ceea ce se poate observa și în funcție de asta care ar fi tratamentele esențiale. Da, evident. Villa Borghina și brevetat un aparat de diagnostic al scalpului prin care se pot diagnostica trei elemente. Și anume, dacă persoana este predispusă sau suferă de alopecie androgenetică inclusiv, este un test prin care se extrag un număr de 100 de fire, care se observă cu microscopul, al cărui bulb este observat cu microscopul. Dacă raportul este de 80 la 20, persoana se află în parametri optimi. Ce înseamnă 80? 80 în faza anagen, 20 în faza telogen. Niciodată numărul de fire de păr nu trebuie să depășească 20% cele care sunt în faza de cădere. Dacă suntem la 25-30, deja există o problemă. Putem fi la 50, atunci este o mare problemă. Și atunci trebuie să luăm măsuri. Iar ceilalți doi parametri pe care acest aparat îl determină este cantitatea de sebum la nivelul scalpului
Pentru că de obicei noi când suferim de alopecie, automat, cea de-a doua simptomă pe care o avem în mod automat este scalpul gras. Ce înseamnă scalp gras? Glandele sebacee, care se află la nivelul bulbului, încep să secrete în mod abundent sebumul pe care îl produce corpul nostru. Este o problemă mai frecventă, eu știu, scalpul gras decât scalpul uscat, pentru că și aceasta este o problemă. Eu cred că da, scalpul gras, da. Aici totul este foarte relativ, pentru că depinde de reacția fiecărui organism în parte. Sunt persoane care au scalpul uscat datorită produselor agresive pe care le folosesc, sau pentru poate, că așa reacționează modului de viață, stilului de viață. Și al modului de viață și al stilului de viață, evident. Eu sunt adeptă a tratamentelor naturiste, dar sunt adeptă a tratamentelor naturiste în faza de prevenție. Deja când răul a fost făcut, trebuie intervenit un pic mai în profunzime. Exact. De asta te întrebam, pentru că știu că sunt foarte multe sfaturi care spun degeaba tratăm la exterior, da, ne dăm cu ulei pe păr, dacă în interior nu avem suficientă hidratare sau dacă nu putem lua deja un tratament pe cale internă și nu externă. Vezi tu, vis-a-vis, eu aici am curajul să spun că nu are nicio legătură tratamentul cu cura pe care o facem intern cu cea externă, vis-a-vis de, vorbim strict de produsul anagen. Pentru că el este compus, a avea toți nutrienții de care bulbul are nevoie. În momentul în care avem toți nutrienții, bulbul este sănătos. Bulbul pe final este vreau să spun o ultimă întrebare, aceea cum ajută afacerea ta societate? Păi ajută astfel încât oamenii să aibă încredere mai mare în ei, să fie zen, să se iubească, să fie liniștiți și să avem un popor sănătos. Pentru că, într-adevăr, căderea părului este o mare problemă sănătos în ziua de astăzi. Frumos. Și frumos. Îți mulțumesc tare mult. Că viața e frumoasă. Îți mulțumesc tare mult, Lucia Gregoar, un antreprenor la superlativ absolut. Îți mulțumesc mult de tot și eu pentru această invitație și chiar m-am simțit bine în platoul vostru. Îți mulțumesc. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire săptămâna viitoare la aceeași oră 20, aici, la 7 TV. La revedere!